Dincolo de aceste capcane, acești, acești stâlpi de beton, să le, da. să le zicem stâlpi, că practic asta da. sunt pe marginea drumului, mai avem și acei parapeți din tablă, că da. asta e o tablă ușor, în, care se îndoaie foarte ușor, pe marginea unor drumuri, care la primul contact cu mașina, de multe ori, nu doar că se îndoaie mult în, în exterior, ci se rupe la propriu și treci cu mașina prin... Nu. Acel parapet de pe margine sau chiar de pe mijloc... Nu este o tablă care, sau nu ar trebui să fie o tablă care să-mi ușor. Acel parapet trebuie să treacă prin niște teste, trebuie să aibă niște certificări, să treacă prin niște. Um, 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 cum se cheamă? Teste succesive, în fine, mai multe feluri, să se intre și mai la unii mai mici și la unii mai mare și cu camion și cu mașină mică, și cu acele atestate să se vină la licitație. Din păcate, din motive de, de politică proastă de achiziții, la care în statul român primul criteriu și cel mai mare și cel mai mare procent este prețul. Să coste cât mai puțin. Da? Și când pleci de la criteriu să coste cât mai puțin, în lumea asta nu există bun și ieftin, nu există rău și scump, există. Dar bun și ieftin nu există. Pe principiul ăsta se merge la achizițiile publice, să fie cât mai ieftin. Și atunci, cei care vin la licitație sunt obligați să facă compromisuri, pentru că dacă nu, nu câștigă licitația. Compromisul în ce constă? În calitate mai proastă. Și sunt acceptate de multe ori sisteme de siguranță în cazul de față. Care nu corespund normelor bă, generale sau europene, sau de siguranță cu adevărat. Este greu de spus acum. Eu fac o afirmație în orb, pentru că nu pot demonstra da. asta acum. Doar dacă ne uităm pe străzi și vedem câte locuri sunt lovite și cum sunt lovite și cum s-au rupt tablele alea, când ne uităm ce e pe stradă și mai ales când vedem că pe autostrăzile noastre. Ai multe locuri în care nu ai acel parapet de loc. Ai locuri în care îl ai pe ăla fragil. E greu de demonstrat acum. Da. Eu fac niște afirmații, dar vedem efectele. că vedem rupt sunt în multe Doar locuri. observații oculare, să le zicem. Așa no. că n-am să zic dovada că sunt testate sau nu mai mult sau mai puțin. Când vezi asta, de fapt, îți dai seama că este scăpat de sub control totul.